Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Fecioară. Etalare pentru aprilie 2021. Din seria mesajelor de la Înger ați primit înapoi la ceea ce iubești. Probabil că unii dintre voi trebuie să vă întoarceți acasă sau într-un loc în care vă place, vă simțiți bine, dar nu obligatoriu. Această întoarcere poate să fie în sinea voastră să vă descoperiți atracții pe care le-ați avut de mult și nu le-ați dezvoltat, să descoperiți abilități pe care ați vrut de mult să le perfecționați și din niște motive nu v-ați ocupat de ele înapoi la ceea ce iubiți. Poate să fie un hobby, poate să fie o persoană dragă, un loc drag, niște amintiri, orice iubiți, dar este o întoarcere. Reevaluați-vă dorințele de-a lungul căutărilor, strădanilor și călătoriei voastre, nu numai spirituale, dar și fizice, practice. V-ați îndepărtat de adevăratele voastre dorințe, de dorințele inițiale și vi se aduce aminte că e cazul să vă întoarceți la ceva. Apreciați fiecare moment. Cartea asta, deși am vrut să fie o zodie între voi, a apărut și la zodia leului. Îmbrățișați-vă emoțiile și nu uitați că sunteți priviți la puterea voastră interioară. Sunteți puternici. Bine, majoritatea știți, depinde de planetele pe care le aveți, majoritatea știți că sunteți puternici. De este că trebuie să îmbrățișați niște emoții. Și voi, ca și semn de pământ, guvernați de Mercur, unii, nu toată lumea, aveți tendința să raționați, să gândiți, să analizați, să nu musai să criticați, să evaluați anumite persoane, anumite stări, anumite emoții, poate mai mult decât e cazul. Poate mai mult decât e cazul. Hai să vedem ce legătură are această întoarcere la ceea ce iubiți, cu ceea ce urmează să descoperim în crucea celtică, da? Fecioară. Am văzut, ia uite, regele de cupe, iubire, dragoste adevărată. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Fecioară. Central, roata norocului. Central, am zis, central, provocarea, apoi începe crucea și lateral celelalte cărți. Central, roata norocului. E o întâlnire karmică de destin, care vă schimbă destinul, care va schimba destinul și pe care o țineți în suflet. Ce înseamnă asta? Variază. Este posibil ca anumite stări emoționale să se schimbe. Să ieșiți din stagnare, sper, da, și să intrați într-o altă energie mai norocoasă. Rămâne de văzut. Provocarea este acest valet de spade. Nu mai să ai semn de aer, pentru unii evident că poate să fie. Este lipsa unei comunicări. Analiza eventual, pe care unii cu marcaj în fecioară o fac mai mult decât e cazul uneori. Hai să vedem în continuare. În trecutul îndepărtat aveți un 8 de bute, o călătorie. O călătorie care va schimba destinul eventual. Sau ați călătorit undeva peste hotare. 8 de bute asta înseamnă peste hotare, peste zări și mări, ca să schimbați ceva. Și acum eventual simțiți că lucrurile s-au schimbat sau, dragii mei, simțiți că s-au schimbat în rău de când cu COVID-ul, de când cu pandemia și vi se atrage atenția să vă întoarceți la ceea ce vă dă stabilitate, la ceea ce vă place, la altceva, să vă întoarceți. Să vă întoarceți, da? Simplu. Ce număr este? Numărul 3, iar comunicare, iar călătorie. Mercurul ăsta. Mercur. În trecutul apropiat, justiția. Separarea de cineva, un divorț, niște contracte corecte sau necorecte, incorecte, v-au afectat viața. De-aia vi se zice să vă întoarceți într-un loc în care vă simțiți bine, da? La ceea ce sunteți, la ceea ce... Evaluați-vă dorințele, mai ales după această separare. După aceste probleme contractuale, care pot să fie și la locul de muncă, mai ales dacă sunt peste hotare, sunt foarte dificil de rezolvat. Da? Nu corupția în sine, cât alte probleme. Legislația țării, da?
Dar adevărul este că atunci când avem de-a face cu justiția, este greu oriunde, și la noi acasă și peste hotare. Vedem, o să clarificăm. În viitor îndepărtat aveți 7 de cupe, sperați, aveți opțiuni, descoperiți că odată ce v-ați separa, dragii mei, cu planete în fecioară, mai nu e chiar așa de nasol, nu, nu? Separarea aduce mai multe opțiuni. Ideea este să alegeți, să alegeți cu grijă. O să vedem dacă aceste 7 de cupe reprezintă și o stare de visare, da? De reverie. Visați cu ochii deschiți la ceva, la această întoarcere, la dorințele pe care nu le-ați realizat și le-ați avut dintotdeauna. Vedem. 3 de monede în prezent. În prezent colaborați cu cineva, munciți, vă construiți. Asta faceți fecioara cam în fiecare zi, că e casa a șasea muncii. Muncește, construiește, lucrează, face curat, face ordine. 3 de monede. O să clarificăm toate. Sfatul este regina de spade. Interesant că aici este provocarea. Nu se comunică și sfatul este să comunicați, dar să comunicați, iluminați, da? După ce meditați, după ce gândiți bine. Eu am zis să nu gândiți foarte bine, dar eu vorbesc acum de altfel de gândire, de reevaluarea dorințelor voastre. Să nu comunicați voi sau altcineva din perspectiva dorințelor pe care le-ați avut până mai de curând, pentru că ne schimbăm cam toți perspectiva, dorințele, interesele, scopul în viață, pentru că această pandemie ne-a schimbat. Apropo, ne-a schimbat viața, nu doar emoțională, ci întreaga viață. Tuturor, nu doar vouă. Sfatul este, iar, e o chestiune care ține de justiție, de comunicare, de echilibru. Poate chiar și de colaborare. Dacă aveți o separare, probabil că aici trebuie să discutați cum vă împărțiți și cum colaborați după această separare. Rămâne de văzut. O să clarific. Exterior, împăratul. Un șef. O persoană autoritară, poate să fie și o femeie, da? Poate să fie și soția, dacă e autoritară. Poate să fie oricine. Faptul că e împărat nu înseamnă musai că este bărbat. Poate să fie o femeie în energie masculină, care face, care vrea să fie ascultată în principiu, care vrea să îi se respecte regulile. Da? Oricine poate fi acest împărat. Evident că preferăm să fie energie masculină, dar bărbat. Dar dacă tot energia sa masculină, dar toți avem și masculin și feminin. Acum că o să clarificăm cine e acest împărat. Poate să fie un șef. Ceva. O persoană autoritară. Este și aprilie, interesant. Probabil cu marcaj în berbec. Berbec, berbec, taur. Vedem. De ce vă este teamă de 9 de spade? Într-un fel e logic. Vă este teamă de boală, vă este teamă de prea multe griji, mai ales dacă analizați și aveți tendința asta. Conștientizați că aveți această tendință. Da? Vă este teamă. Eventual vă este teamă de altcineva, de un semn de aer sau cineva cu marcaj în semn de aer care se îngrijorează pentru voi sau care s-a stresat din cauza voastră și acum vă stresați și voi pentru ei. Sau vă este teamă de în primul și în primul rând de boală, pentru că asta e tendința fecioarei. În general, fecioarele sunt hipocondre, da? Le este teamă, tocmai pentru că iubesc curățenia, ordinea, sau de fapt iubesc curățenia, ordinea, de teamă să nu se îmbolnăvească. E o teamă aici, să nu vă îmbolnăviți. Ce legătură are cu ce am spus? Poate sau nu poate să aibă. E o poziție a fricilor voastre. Iar această suferință de care, băi, când mai scăpați odată? Când mai scăpați? Clar, dacă nu comunicați cu cineva, probabil acest personaj își face griji și voi simțiți că, dacă îi cunoașteți de mult timp, simțiți, dar voi vreți să încheiați acest ciclu, să încheiați acest ciclu de suferință și de durere.
Și atunci sfatul este, regina de spade poate fi o avocată, poate fi o doctoriță. Dacă vrei să vă separați de cineva, separați-vă, dar în continuare, justiția și cu regina de spade poate fi un avocat, da? Sau o avocată. Așa, dacă vă separați, aveți motive. Aveți motive, în primul și în primul rând, teama de boală. Faptul că sunteți implicați într-o situație incorrectă, probabil că vă îmbolnăvește mental, poate chiar și fizic, o situație nedreaptă. Da? Și atunci asta este în poziția fricilor și asta în poziția 9, în poziția fricilor și 10 este poziția dorințelor. Vreau să mă eliberez. Gata, nu mai vreau. Nu mai vreau. Să pierd niciun pic de timp cu gânduri, cu stres, cu dureri fizice, nu doar mentale. Și din acest motiv se zice, reevaluați-vă dorințele și întoarceți-vă la ceea ce iubiți. La ceea ce iubiți, nu la ceea ce vă stresează. Nu la ce vă stresează, nu la ce vă îngreunează viața de zi cu zi. Da? Măi, dar când mai apar și cărți mai pozitive pe la fecioară, nu știu când. Hai! Ce reușiți să faceți? E drăguț, cavalerul de cupe. Dacă cavalerul de cupe sună un pic de romantism sau de vindecare, iar întoarceți-vă la ce e o cupă. Faptul că e o cupă, o chestie care ține de suflet. Întoarceți-vă în sufletul vostru, la ceea ce iubiți, la ce v-ați dorit și ne-ați realizat și schimbați acolo energia. Dacă aici e o cupă, da? Asta înseamnă cupă, înseamnă sufletul. E un cavaler, da? De cupe. Da? Și aici schimbați-vă voi starea emoțională, pentru că în viitor, dacă voi faceți această schimbare, aveți 7 cupe. Da? Nu doar cupa voastră. Și alte cupe, prieteni care vin cu fiecare, unul un sfat, unul cu un hobby, unul cu ceva, opțiuni, hobby-uri, interese. Da? Ieșiți, pentru că ieșiți din aceste griji și gânduri. Măi, dar pe lateral numai cărți grele, mai ales și cumpăratul și regina de spade. Dar îmi place că a venit acest cavaler de cupe. E cineva, chiar dacă nu sunteți voi. Poate aveți un prieten, o prietenă care vă încântă într-un fel. Încântă într-un fel. Fain. Nu știu, vă trimite muzică, poze pe WhatsApp. Ceva drăguț. Poate să fie și o comunicare romantică cu cineva. Evident că poate. Cineva de la un drum, 3 de bâte, ia uite, spânzuratul. Și aici sunteți voi, regele de monede, cu care încetiniseră niște sau a stagnat o poveste, povestea dintre voi și acest personaj a stagnat din cauza unei distanțe, unei călătorii, că văd aici totuși, am zis, 8 de bâte. Dacă voi vă întoarceți către ceva care vă place, către cineva, către ceva drăguț, da? Schimbați această energie mentală, stresantă, rece, o schimbați. Da, vi se echilibrează viața încet, încet. Ohoho, și mai încolo apare și o cupă, da? Dați-vă șansa. Dacă vine cineva cu altă vibrație, intrați în vibrația. Dați-vă șansa să ieșiți din vechea poveste. La capătul setului de cărți, iar spade, vreau să zic. Cavalerul de spade, regina de monede, ați putea să fiți voi. Conflicte, încercări de eliberări, încercări, mai faceți, mai ascultați la lună plină, da? Și această lume. Această lume. Iar sunteți la distanță de cineva, la distanță mare unii dintre voi, de cineva care vă așteaptă, un suflet pereche de care probabil de care ați fost îndrăgostiți cândva, așa simt, ați fost cândva îndrăgostiți, pentru că asta îi ține mai mult de trecut. Această dragoste a fost pusă așa în stand-by pentru că a trebuit să vă rețineți puterea, a trebuit să vă temperați. Iar a trebuit să munciți în grădina altuia, să faceți bani,
Da, s-ați căutat destinul în altă parte, da, undeva peste hotare, dar destinul vostru cred că era aici, în această poveste. Și de ce? Pentru că după lume vine 8 de cupe, eliberare, plecare, iar conflicte, 5 de bâte. Pentru bani, pentru stabilitate, regina de monede, pentru valori, valori materiale, da? Și evenimente, discuții agresive sau evenimente neașteptate sau vești neașteptate. Astea sunt așa mai mult un soi de trecut. Este flacăra, lumânărica la care mă uit. Ok, hai să clarificăm. Acum chiar îmi doresc ca aceste clarificări să vină cu o astfel de energie. Clarificăm, te rog frumos, roata norocului pentru fecioare. Mai. Mai. Interesant. Ce este interesant că setul de cărți s-a împărțit în două, da? Între asul de monede și asul de cupe, da? Și a apărut, nu e prea frumos, și a apărut 7 de spade, mincinosul, prefăcutul, cu fi având de a face cu personajul, semn de aer al unor fecioare, care a intervenit într-un fel sau altul cu vibrația sa în această manifestare și a schimbat energia. Cineva de-a lungul timpului a schimbat energia, dar a schimbat-o în negativ. Aici este: schimbați voi în pozitiv, aveți acest potențial, întoarceți-vă. Dați roata înapoi, cu alte cuvinte, așa simt, e o roată. Da? Întoarceți-vă, că asta înseamnă. Întoarceți-vă în timp, în spațiu, în starea voastră și manifestați, manifestați dragoste față de voi, vindecare, am zis de nu știu câte ori. Eventual, întoarceți-vă la cineva, eventual. Pentru că a apărut acest personaj. Dar un personaj va schimba destinul la un moment dat, din punct de vedere emoțional, sentimental, poate chiar și din alte puncte de vedere. V-a derutat, v-a deturnat. Dar eu cred că a fost și un test. Da? Pentru că uite ce frumos apare aici. Apare faetonul, asul, da? Vreți să manifestați, sunteți voi magicianul care vrea să meargă către destinul său, faetonul, și să manifeste ceva nou. Am văzut și asul de cupe, acum unde s-a mai dus, nu știu, că se împărțise, dar văzusem asul de cupe, da? Da. Clarificăm totuși acești 7 de spade, că mă enervează. Ce caută la voi acolo în suflet? Cum să iubiți asemenea oameni care nu își asumă responsabilitățile? Nu sunt multe, vreau o carte. 7 de spade, te rog frumos. 7 de spade pentru fecioară. 7 de spade pentru fecioară. 7 de spade pentru... Ok, eremitul. Aici este. Vreți să înțelegeți de ce cineva s-a purtat incorrect, apropo de justiție, că a venit în ultima vreme. De ce cineva s-a purtat incorrect? De ce a plecat? De ce a creat niște strategii, da? Că toate lucrurile astea v-au schimbat, v-am zis. E o situație karmică, asta înseamnă și karma, roata norocului, da? Eventual v-a ținut pe loc, roata se învârte, dar o perioadă cred că a stat, și aici este, a stat pentru că a trebuit să înțelege. S-a dat în marșalier. Aici este. Această întâlnire de destin cu acest personaj și voi acum mai face o lecție spirituală. Eremitul nu înseamnă doar fecioară, dar înseamnă, în primul și în primul rând, lecție spirituală. Este lecția voastră spirituală. A trebuit să treceți. Ați avut karmă cu acest personaj. Și a trebuit să se întâmple ce s-a întâmplat, tocmai ca să vă regăsiți voi lumina. Lumina din voi. Să începe să căutați steaua, că poate unii n-ați căutat steaua, poate unii ați stat într-un confort. Și știți, căutăm pe Dumnezeu, căutăm lumina. Ce frumos a venit lumina la voi, tocmai acum când a zis căutați lumina. Așa.
Când suntem în confort, nu mai căutăm nici pe Dumnezeu, nici lumina. Trebuie să trecem prin situații neplăcute ca să începem să căutăm. E o lecție, dragii mei. E o lecție. Aha. Clarificăm. Ia uite. Aici. Semne de pământ. Fecioara, să vă găsiți independența sau să începe să evoluați, nouă evoluția, chiar dacă nu sunteți independenți, să începe să evoluați, să începe să manifestați lucruri frumoase, valoroase, unii care poate nască cu lucrurile astea. Da? Clarificăm 8 de băte, în trecut un depărtat. 8 de băte, o călătorie. Regele, nu pica! Regele de cupe. Cu fi semn de apă, mai mult sau mai puțin, este posibil. Maybe, maybe not. Regele de cupe este, în primul rând, o dragoste adevărată. Acum, iar, așa simt, poate că ați lăsat pe cineva pe care ați iubit și ați călătorit departe ca să realizați ceva. Așa simt. De-aia vi se zice, întoarceți-vă. Da, ați vrut să călătoriți către destinul vostru. Să începeți un proiect, ceva. Deci voi magicieni, adică fecioarele. Ați vrut. Da, să realizați ceva, asul de monede. Valetul de monede, ceva concret. Mai dăm o carte, în trecut îndepărtat. Cine acest rege de cupe? Nu sunt multe. Regele de cupe, te rog frumos. Regele de cupe. Norii vin, norii pleacă și soarele vine. De fapt, soarele e tot timpul acolo. Doar norii vin și pleacă. Așa cum e acest personaj. Da. Ah, da. S-a blocat aici. S-a blocat. Ceva. Din cauza acestei călătorii. Această iubire, așa simt. Dar pentru că a fost clarificat cu doi de spade, un blocaj. S-a blocat, s-a pus deoparte pentru că ați avut alte lucruri de făcut. De călătorit. De manifestat, de transformat, pentru că e opt. Da, s-a intrat în așteptare. Clarifică justiția. Ce reprezintă justiția pentru fecioare? În trecutul apropiat, mai mult sau mai puțin, valetul de monede. Da, au fost lacrimi. Au fost lacrimi, pentru că cineva... Cineva a ținut foarte mult la bani. Cumpărăteasa și patru de monede a ținut foarte mult la bani. Sau la soție. Sau la postura de mamă, de soție, într-o poveste. În fine, au fost niște lacrimi. Văd în continuare cavalerul de monede, asul de cupe și 8 de cupe. Iar s-a dorit concretizarea unor dorințe, dar unul dintre voi eventual a mers prea încet cu acest cavaler de monede, care uneori reprezintă zodia fecioarei, tocmai pentru că e precaută și pământeană, și celălalt s-a îndepărtat. Da?
Unul s-a deschis foarte încet, unul a venit foarte încet către această dragoste, către acest potențial. Poate să fie orice numai dragoste, poate să fie și un contract benefic, în fine, o chestie, da? Și celălalt a plecat tocmai pentru că ce unul dintre voi, bănuiesc că voi, că vorbim totuși de semne de pământ, dar unul dintre voi a venit foarte încet. S-a deschis foarte încet către această dragoste, către acest potențial și celălalt între timp a plecat să-și găsească lumina, da? Nouă de cupe, da? Eremitul, da? Să-și găsească lumina. Și aici a apărut acest dezechilibru, da? Acest dezechilibru, pentru că unul eventual a fost prea... Unul a fost prea pământean și altul prea emoțional, eventual. Undeva, în această situație nedreaptă. Sau dezechilibrată, neapărat nedreaptă, că poate nu se face nicio nedreptate. Pur și simplu un dezechilibru de interese, de abordare. De abordare și nu poți să acuzi pe nimeni că te-a nedreptățit, pentru că fiecare are stilul lui. Și aici este nepotrivire. Nepotrivire de caracter, apropo la divorț, da? Nepotrivire de caracter. A fost dragoste, da? Haideți să vedem și ce cărți mai vin, ca să revine eventual asupra, da, s-a dorit. A fost o separare, măi. A fost frumos cât a fost, 9 de cupe, dar a apărut o separare. Eventual, iar cineva a intervenit, a manipulat situația până s-a ajuns la separare. Vreau să mai văd și celelalte cărți ca să vedem ce înseamnă, de fapt, valetul de spade. Ia, valetul de spade. Provocarea asta. Valetul de spade. Uf. Ia uite, valetul de spade. Este clarificat de... 6 de bâte. Și am văzut și diavolul. Provocarea este. Pe de-o parte, să lăsați în urmă situația asta în care nu se comunică și să mergeți către victorie. O să vedem cum, o să mai vedeți și voi și mai ascultați, da? Și ar mai fi că dacă cineva nu comunică cu voi, posibil să nu comunice și din orgoliu, pentru că 6 de bâte este și o persoană destul de vanitoasă. Da. Aici este provocarea. Dacă cineva nu vorbește cu voi, o face din orgoliu, din mândrie. Apoi, provocarea ar fi dacă voi ați avut niște neplăceri cu cineva, acest personaj, care manipulează, face strategii, vine, pleacă, dar nu este concret. Da? Ideea este să mergeți, să lăsați în urmă, da? Fără cuvinte prea multe, să mergeți către victoria voastră sau către oamenii care vă inspiră. În prezent, clarificăm 3 de monede. Ia să vedem. Ca să pot să citesc și justiția asta mai bine. Clarificăm 3 de monede. Ia uite, 5. 5 de bâte. Pentru unii, aveți un semn de foc și un semn de aer. În ce sens? Că nu comunicați cu unul dintre voi, că nu comunicați cu semnul de foc sau, eu știu, semnul de foc nu comunică cu voi, iar... Sau semnul de aer nu comunică și semnul de foc e... Vedeți, sunt multe variante și sunteți și voi mulți. Asta pentru că iar apare în prezent acest semn de foc pentru unii. Marcaj în leu, în special că e casa a cincea. Cineva se luptă ca să colaboreze cu voi, se luptă să construiți ceva, sau voi vă luptați, poate să fie lupta voastră dacă aveți planete în semne de foc, lupta voastră să construiți ceva în pofida situațiilor prin care treceți, sentimentale. Da?
sentimentale. E o dezamăgire la locul de muncă. 8 de băte, o dezamăgire la locul de muncă. Ce înseamnă asta? Că o fi un personaj la locul un coleg, un șef, că am văzut și împăratul influență exterioară. Locul de muncă în sine e o dezamăgire la locul de muncă. 3 de spade, 8 de băte, 4 de cupe și 8 de spade. Un blocaj, nu găsi soluții. Acum nu găsi soluții în prezent, dar este conflictul ăsta interior. E un conflict al vostru. Nu găsi soluții la o problemă. Da? E lupta voastră. Cum să colaborez, cum să cresc, cum să construiesc, da? Am dat și celelalte variante. Și dacă acum aveți aceste 8 de spade și dezamăgire, așa, în viitor aveți 7 de cupe, descoperiți că aveți opțiuni. E bine, ar fi fain. Clarificăm... Regina de spade. Regina de spade, te rog. Sunt multe. Sunt foarte multe aici. E un 9 de cupe. Da. E un 9 de cupe care nu e în poziție normală. Și un 5 de monede. Iar e o problemă în cuplu în care nu vă simțiți fericiți și mai este o altă situație, ori o aventură, ori un proiect, ori o nouă direcție, ori un nou personaj care vă aduce bucurie. Nu zic musai că-i semn de foc, este cineva care vă aduce bucurie și pasiune, poate să fie oricine, de-aia nu vreau să vă mai fixați pe zodii. Da? Și pe de-o parte, aici este, trebuie să alegeți, să vă gândiți, eventual să vă separați. Trebuie să, că am vorbit de avocat, avocată, să vă separați, măcar prin gândire, prin rațiune, dacă nu și în acte, da? De două situații. O situație, aceasta a venit așa, da? O situație care nu vă aduce bucurie și în care nu vă simțiți bine, ci aveți probleme de cuplu și nu sunteți fericiți, poate unii au tendința să bea, mai mult sau mai puțin, deși știu că fecioare... Ah, nu, am văzut și fecioare care beau. Da, dar în fine, e o situație, da? Și deci aceasta a venit așa și aceasta a venit normală, da? Pasiune, încredere, bucurie, da? Aici este, trebuie să decideți și să vă separați. Și acum înțeleg și chestia asta, cum a fost mai devreme, da? Justiția. Le las așa. Justiția. Justiția a venit cu o dragoste, da? O dragoste în ultima vreme. Într-un fel sau altul, în viața voastră a apărut această... S-a făcut justiție într-un fel sau altul, într-o formă. Ori prin vindecarea voastră și eliberarea de persoanele care nu v-au bucurat, ori printr-o nouă dragoste față de cineva, dar tot așa eliberându-vă de cine nu v-a... uite, cine nu v-a adus bucurie, da? Și... manifestând încet. Un nou potențial. Bănuiesc că unii dintre cei cu fecioară, soare, lună, Venus, ascendent, vreți să materializați, să puneți în practică, să transformați în concret toate aceste stări. Adică, în primul rând, eliberarea și această vindecare, nouă dragoste, nou potențial. Repet, pentru că la sfat aveți o problemă de cuplu, o despărțire sau o nemulțumire. O nemulțumire. Poate și din probleme financiare. Și, repet, aveți, dacă sunt contracte, că tot avem justiție, într-un contract, munciți foarte mult și avansați foarte greu, apropo, o să vă dau și varianta asta mai profesională, da? Într-un contract munciți, avansați greu, cavalerul de monede, și în altul, dacă vă eliberați, s-ar putea să aveți multe satisfacții. Apropo de justiție. Acum, pentru că la sfat avem iar o chestie care ține de justiție, de comunicare, de lumină, de înțelegere, da, că am văzut și eremitul care caută răspunsuri.
Aveți, poate să fie un contract, iar că aveți, vă gândiți la bani, la muncă, la... Poate să fie și sentimental, poate să fie și profesional, da? E o situație care nu vă împlinește, da? Care vă aduce bani greu și nu vă dă prea multe satisfacții. De aceea, întoarceți-vă la ceea ce iubiți. Aha, da, mersi, că ăsta e sfatul. Întoarceți-vă. Și aici este ceva ce voi iubiți, e o pasiune, da? Este un hobby, un interes. Întoarceți-vă că acela s-ar putea să... Nu că s-ar putea, e clar că vă va aduce bucurie. Dar e o întoarcere, apropo de roata norocului, întoarcere de energie, de perspectivă. Înțelegeți, dragii mei? Haideți, vă rog, înțelegeți. Da, ok. Acum. Clarificăm împăratul, poziția exterior, influență exterioară. Împăratul, pentru fecioare. Destul de grea, nu grea, pământeană. Mi-ar fi plăcut mai mult romantism, dar e destul de pământeană energia voastră, etalarea voastră. Împăratul, ia uite, împăratul e acasă. Cineva acasă, e o căsnicie, cineva acasă are, încearcă să aibă controlul. Aici este influența exterioară. Cineva acasă. Ori, dacă vă place doamnelor de un domn, foarte bine, acest domn este posibil să fie căsătorit. Da. Ia uite. Este căsătorit la locul de muncă, probabil șef. Da, și niște lacrimi, probabil, că... Mai dăm o carte, totuși, acest 10 de cupe, această familie, am văzut și marele preot, da? Cu ce influențează? Sunt multe. Am văzut marea preotasă și marele preot. Iar tradiții, secrete. Cu ce influențează? 10 de cupe, te rog frumos, clarificăm, ia uite, regele de spade. Regele de spade, iar. Poate că nu știți voi despre căsătoria lor prea multe. Poate că nu comunică. Iar. Sau, foarte posibil, este cineva care simte și nu comunică tot ce simte. Încearcă să fie în control. Dacă e o poveste de dragoste, că am văzut aici cineva care tot face niște strategii, sunt mai multe scenarii, vă rog frumos, găsiți-vă poziția. Da? Da, că de-aia a apărut și aici justiția sau injustiția. Cineva încearcă să fugă de dragoste pentru bani, pentru statut. Sunt anumiți oameni care fug de dragoste. Acest personaj, dacă are emoții pentru voi și nu-i căsătorit, nu și le exprimă. Dacă e căsătorit, sorry. Iată că văd că sunt îndrăgostiți aici. Da? Și o căsnicie, și o casă. Ea lor. Care consumă, da? Care blochează. Este și așa ceva. Și aici este. Ce faceți? S-ar putea chiar și voi să știți de aceste situații. De aia la sfat este să gândiți bine și să alegeți cât mai înțelept, pentru că regina de spade e înțeleaptă, dar comunică. Ce facem? Materializăm fericirea sau regretele, neîmplinirile? Da? Vedeți și voi cum vă găsiți, pentru că e grea treaba pe aici. Clarifică, nu de spade nu mai clarific, pentru că e clar că nu are rost să mai clarific, e un stres de care și eu aș vrea să fug, da? Hai să clarificăm 10 de spade în poziția dorințelor, 10 de spade. Probabil că acest rege de spade, regină de spade, acest personaj, vreți să încheiați ori...
vă obosește povestea, ori vă obosește povestea în care v-ați plictisit, nu neapărat asta în care e multă pasiune. Ia, 10 de spade, te rog frumos, 10 de spade. Posibil că să se suprapună în etalare și problemele profesionale și cele sentimentale. 10 de spade, 10 de spade, 9 de bâte. Da. Vreți să vă ridicați în acest război în care simțiți că ați fost puși la pământ, da? Să vă ridicați și să rezistați în continuare. Probabil pentru unii au fost și blocajele care au fost datorită COVID-ului și v-au dărâmat și profesional, da, și profesional. V-ați simțit neîmpliniți, terminați, da, aceste blocaje care au fost și totuși vreți să rezistați. Vedem o carte, că sunt cărți foarte grele în poziția dorințelor. Dacă ați fost bolnavi, vreți să vă ridicați și să mergeți. Dacă unii dintre voi, da, sigur, ați avut probleme de sănătate, dacă e în poziția fricilor, a stat la pat și vreți să remergeți, mai ales probleme locomotorii unii. Poate ați avut ceva. Ia, mai dăm o carte, 9 de bâte, clarificăm, 9 de bâte în poziția dorințelor. 9 de bâte. 9 de bâte în poziția dorințelor. 9 de bâte. 9 de bâte. De ce vă doriți 9 de bâte? 9 de bâte. Am mai multe variante. Dacă ați fost bolnavi, da? Și ați avut probleme, vreți să vă ridicați cât mai iute. Să vă ridicați în picioare și să mergeți către această stare în care aveți reușite profesionale, sentimentale, de sănătate. E o stare bună, nouă, da? Fecioara, dar nu obligatoriu. O stare de preîmpărăteasă. Vreți un soi de abundență, da? Vreți să vă fie bine, da? Și cât mai repede dacă s-ar putea, pentru că v-ați săturat și eu m-am săturat. Să văd atâta suferință și atâta blocaje la Zodia Fecioarei, cel puțin anul trecut și chiar și anul ăsta. Da? Pe de altă parte, mai este un alt mesaj. Există cineva, iar macaj în semn de aer, care probabil că din orgoliu nu comunică cu voi, din neîncredere în sentimente, a tot fugit, dați în urmă, da? Acest semn de, nu neapărat semn de aer, un personaj mai sobru, da? Mai sobru, mai autoritar, care are emoții pentru voi, 10 de cupe are, dar nu le exprimă. Și din ce motive nu le exprimă? A trecut prin niște trădări. Dacă acolo apare 10 de cupe, aici apare 10 de spade. A trecut prin niște situații foarte grele. Și acum aș dorește să vină cât mai repede spre voi, să exprime ceva, eventual experiențele prin care a trecut. E în poziția dorințelor. Poate că și voi așteptați această comunicare să înțelegeți, că de-aia apare eremitul, da? Vreți să înțelegeți, domnule, de ce a plecat. Și este dorința voastră de a comunica. Voi vreți să comunicați cu acest personaj care ceva nu a mers. Vreți să înțelegeți. Da. 6 de cupe, 6 de spade. Ați vrea să vă detașați de ei și să vă regăsiți pe altcineva? Sau să vă întoarceți, iau-te, să vă întoarceți la niște momente frumoase din viața voastră. Clarificăm 7 de cupe în viitor. Pentru Fecioară. Foarte mult am vorbit, dar măcar am mai clarificat ceva. 7 de cupe. Nici nu știu cum o să denumesc această etalare. 7 de cupe. Poate 7 de cupe, te rog frumos, în viitorul îndepărtat pentru Fecioare. Dacă mergeți către soare, cum am zis la sfat, dacă alegeți un nou proiect, un nou interes, o nouă pasiune, orice, de orice fel ar fi, care vă va prinde, dacă alegeți trezirea,
care vă va aduce viață. Asta înseamnă și trezire, care vă aduce viață și vitalitate, că tot am vorbit de boală și de trădări și de stagnări, dacă alegeți. Da? Fericirea de spate poate să reprezinte și un moment de alegere, de evrica, gata, asta am ales. Apropo, interesant, da? E un moment de trezire. Trezire avem și la soare, da? Și scânteie, o chestie. Gata, știu ce să fac ca să nu mai fiu nesatisfăcută, să nu mai am probleme financiare sau de cuplu. Știu ce să fac. Poate că cineva totuși vă inspiră, dacă nu, da? Ar putea cineva, comunicarea cu cineva să vă inspire. Ca să ieșiți din starea asta, că numai eu m-am plictisit de când citesc chestia asta triste la voi. Triste, prea multe, măi, fecioarelor. Fecioarelor, mă, ce aveți? Nu mă place să citesc așa ceva. Deci, m-a fost clarificat 7 de cupe cu 7 de monede. Da, e o chestie de opțiuni. Aveți mai multe opțiuni. Dar 7 și 7 sunt numere spirituale. Le înțelegeți. Puteți să alegeți. Doar prin această trezire. Prin această trezire. Da, se va mai aștepta până se va împlini un vis. Până veți concretiza niște opțiuni, niște idealuri. Se va mai aștepta un pic, dar se merită, nu? Clarificăm, cavalerul de cupe, ce reușește, fecioara? În această perioadă am văzut frumi, doi de cupe, măi! Doamne, ajută! Mai vedem și ceva frumos în etalarea asta. Doamne, ajută! Asul ăsta de cupe care a apărut în trecut, de care s-a fugit, s-a plecat, s-a manifestat destul de greu, se va comunica despre, da? Chiar dacă lucrurile nu vor avansa așa de iute în viitor, veți simți o altă stare. Da? Că aveți nevoie de pământ și apă, aveți nevoie de această apă totuși, ca să se hidrateze pământul, să-l puteți modela, să puteți crea, că pământul poate să fie foarte creativ, dar nu poate decât cu apă, cu emoții. Da? Deci, totuși, vine un cavaler, ai, ce frumos, și se va deschide această oportunitate să comunicați, să colaborați. Doi de cupe poate să fie colaborare la locul de muncă, o colaborare fructuoasă cu cavalerul de cupe, da? Dacă e vorba de muncă. Dar trebuie să vă întoarceți, repet, la ceea ce vă place, ca să se manifeste. Of, cu chiucu vai! Cu chiucu vai, Doamne! Și la voi. Întâlnirea cu sufletul vostru pereche. Dar, repet, aici trebuie să alegeți voi. Să gândiți, dar nu rațional, că aveți eremitul și spiritual. Da. Cum să manifestați această trezire, această revitalizare a voastră? Cum? Că sunt cărți frumoase. Mai, sper că v-a plăcut. Sper că, ia uite, temperanța. Cineva, ia uite și stea. Ia uite și îndrăgostiții, da? Ca și concluzie sau la capătul setului de cărți pentru aceste suflete perechi. Aveți răbdare. Măi, cu răbdare. Vine. O să vină. Dacă nu e pe aproape, o să vină. Acest personaj care vă vindecă, da? Care vă vindecă. Și în care veți simți într-adevăr dragoste adevărată. Doamne ajută, abia aștept să-mi spuneți că e bine și pentru voi. Haideți, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituale și când sunteți supărați, mâncați un pic de prăjituri ca să vedeți ce bine vă simțiți. Vă schimbați vibrația și atrageți lucruri mai frumoase. Vă pup, pa, pa!